Vă salutăm din nou, vă spunem bun găsit la o emisiune Vocea Credinței, Vox Fidei. Și așa cum vă spuneam în emisiunea trecută, pentru o perioadă ne vom uita la un concept foarte important din Noul Testament, conceptul de ucenicie. Vom încerca să vedem felul în care acest concept a fost dezvoltat, înțeles în istorie. Data trecută ne-am uitat la un autor important, Dietrich Bonhoeffer. De data aceasta vom evalua câteva din principiile pe care el le-a subliniat. Ne vom uita la distinția pe care el o face între harul ieftin și harul costisitor. Conceptul de ucenicie, spune Bonhoeffer, a fost deturnat și a fost transformat în ceea ce el numește har ieftin, dar în realitate a fi ucenicul lui Iisus Hristos, a fi urmașul lui Iisus Hristos, înseamnă să fii dispus să plătești costurile pentru ucenicie. Astăzi ne vom uita în emisiunea noastră la această distinție pe care Bonhoeffer o face între harul ieftin și harul costisitor. Apoi o să ne uităm la câteva elemente legate de prețul uceniciei din Evanghelia după Luca, iar în finalul emisiunii ne vom uita la câteva aspecte practice despre felul în care noi putem ajunge să câștigăm pe cineva, să ne apropiem de cineva care să devină ucenic, să învețe de la noi, să-L cunoască prin noi pe Iisus Hristos. Vă spuneam și data trecută și aș vrea să menționez lucrul acesta în introducere. Aș vrea să înțelegem, ucenicia este un concept foarte important și de foarte multe ori noi reducem ucenicia la a duce pe cineva într-o biserică sau eventual la a-i comunica niște informații despre Dumnezeu. Însă conceptul de ucenicie, aș vrea să vă gândiți la el ca și la un mod în care tu transmiți niște informații, dar este cu mult mai mult decât atât. Tu devii un model pentru cel care ți este ucenic, pentru cel care învață de la tine. Tu trebuie să poți afirma împreună cu Apostolul Pavel: călcați pe urmele mele, pentru că și eu calc pe urmele lui Iisus Hristos. Un ucenic trebuie să vadă în tine că tu exprimi într-un mod clar, fidel, modelul lui Iisus Hristos. Dietrich Bonhoeffer prezintă aceste elemente sau caracteristici ale harului ieftin, ale ucenicilor care nu sunt ucenici. Ei tratează mântuirea și tratează salvarea ca și o marfă de duzină, spune el, ca și o iertare ieftină, ca și o mângâiere ieftină, ca și sacramente ieftine. Deci, practic, totul este redus la un nivel formal în care cineva îl primește pe Iisus Hristos. Vino, spune-ți care sunt păcatele, mărturisește-le, o să fii iertat și intri în împărăția lui Dumnezeu. Lucrurile sunt mult mai adânci decât atât, ne spune Bonhoeffer. El vorbește despre harul ieftin ca și o prezentarea unei învățături. Practic, cineva trebuie să primească o învățătură de la tine și învățătura respectivă, odată acceptată, da, cred că Iisus s-a născut din fecioară, cred că Iisus Hristos a umblat printre noi, a fost răstignit, a murit, a înviat și s-a înălțat la cer, cred că prin moartea Lui mi-a iertat păcatele. Faptul că cineva acceptă aceste informații nu înseamnă că este ucenicul lui Iisus Hristos. A fi ucenic este mult mai mult decât atât. Iertarea păcatelor ca și un adevăr general valabil, dragostea lui Dumnezeu în chip de concepție creștină, toate acestea sunt concepte care pot fi acceptate de cineva, dar încă să nu fie ucenic. Harul face totul de la sine, de aceea toate pot să rămână ca și înainte. Dacă în viața unui om nu se produce schimbare, dacă în viața unui om nu se produce transformare, atunci când am vorbit despre nașterea din nou, spuneam că o naștere din nou sau a deveni ucenic implică o schimbare pe cel puțin patru planuri.
Primul plan este planul intelectual, adică ajung să înțeleg lucrurile diferit. Dar nu se reduce doar la atât. Al doilea plan este planul moral, a deveni ucenicul lui Iisus Hristos, a fi născut din Dumnezeu, a înțelege modelul de ucenicie promovat de Iisus Hristos implică o transformare pe plan moral. Înseamnă să lucreze, să opereze în tine puterea Duhului Sfânt ca să poți să faci mortificarea păcatelor. Anumite păcate, anumite puteri ale firii pământești trebuie să fie mortificate în tine. Apoi o altă dimensiune este dimensiunea spirituală. Tu ajungi să poți să întreții o relație cu Dumnezeu. Practic, nașterea din nou, practic ucenicia înseamnă transformare intelectuală, transformare morală, dar și transformare spirituală. Iar al patrulea plan este transformarea identității tale. Tu devii un om nou. A fi ucenicul lui Iisus Hristos înseamnă o schimbare de identitate. Ești o altă persoană, ești un om diferit. Devii urmașul lui Iisus Hristos. Oamenii te recunosc și te reperează ca și un urmaș al lui Iisus Hristos. De aceea Bonhoeffer vorbește despre acest har ieftin în care unii oameni vin la Iisus Hristos sau spun că sunt ucenicii lui Iisus Hristos, dar în realitate nu se văd aceste transformări în viața lor. Creștinul nu poate să trăiască ca și restul lumii, tocmai pentru că lumea a fost justificată prin har. În momentul în care cineva spune sunt ucenic, sunt creștin, dar trăiesc mai departe ca și ceilalți, vorbim aici despre un har ieftin, un har care nu te schimbă. În momentul în care predicăm iertarea păcatelor, fără o pocăință, fără legământ, fără întoarcere, Bonhoeffer spune că toate acestea sunt practic produsul sau semnele harului ieftin care este în viața ta. Când vorbim despre harul costisitor, vorbim despre transformare, despre angajare. Harul ieftin e de fapt justificarea pe care fiecare care nu este dispus să ia creștinismul în mod radical și serios ajunge să practice acest har ieftin. Prin har ieftin înțelegem un concept, nici de cum ceva ce duce mai departe decât la niște idei acceptate în mintea noastră. De aceea vă invităm, vă provocăm să fiți ucenici buni, ucenici adevărați care îl imită pe Iisus Hristos, care trăiesc în locul și în contextul în care au fost puși de către Iisus, trăiesc acel har costisitor, dacă vreți, în care înțelegem că pentru noi a fost plătit un preț. Atunci când vorbește despre harul costisitor, Bonhoeffer îl compară cu comoara ascunsă în țarină și în momentul în care un om găsește comoara aceasta, este dispus să vândă, să sacrifice tot ce are. Dacă ești cu adevărat ucenicul lui Iisus Hristos, de dragul învățătorului, de dragul adevărurilor sale, a principiilor sale, ești dispus să sacrifici totul și să mergi după el. Ești dispus să recunoști suveranitatea lui Iisus Hristos în viața ta. Iisus Hristos, legile lui, poruncile lui, cuvintele lui sunt puse deasupra oricărei plăceri omenești, oricărei inclinații păcătoase. Valoarea pentru tine, Evanghelia, valorează mai mult decât orice. În momentul în care ajungi într-un context sau în altul, cei din jurul tău trebuie să știe că tu prețuiești adevărurile, cuvintele lui Iisus Hristos mai mult decât orice. Este costisitor acest har pentru că te cheamă în școala lui Iisus Hristos și pentru că te face să fii ca și Iisus Hristos. Aș vrea să vă citesc câteva cuvinte, cuvintele Domnului Iisus Hristos, în care vom găsi trei legi importante despre ucenicie. În Evanghelia scrisă de Luca, la capitolul 9, începând cu versetul 57, auzim următoarele cuvinte. Pe când erau pe drum, un om i-a zis, Doamne, te voi urma oriunde voi merge. Observați dispoziția acestui om de a deveni ucenic.
Însă Domnul Iisus Hristos îi face conștienți pe cei care doresc să meargă după El despre ce înseamnă să fii ucenic, care sunt legile, care sunt normele uceniciei. Iisus i-a răspuns, vulpile au vizuini și păsările cerului au cuiburi, dar fiul omului nu are unde să-și odihnească capul. Altuia i-a zis, vino după mine. Observați, de data aceasta Iisus Hristos îl cheamă pe ucenicul acesta, pe acest potențial ucenic. Doamne, i-a răspuns el, lasă-mă să mă duc mai întâi să-mi îngrop pe tatăl meu. Dar Iisus i-a zis, lasă morții să-și îngroape morții și tu du-te de vestește împărăția lui Dumnezeu. Un altul a zis, Doamne, te voi urma, dar lasă-mă întâi să mă duc să-mi iau rămas bun de la ai mei. Iisus i-a răspuns, oricine pune mâna pe plug și se uită înapoi, nu este destoinic pentru împărăția lui Dumnezeu. Am putea extrage de aici trei legi ale uceniciei. Prima dintre ele, despre care ne vorbește și Bonhoeffer, asumă costurile. În momentul în care vrei să devii ucenicul lui Iisus Hristos, adu-ți aminte că sunt niște costuri. Nu vreau să înțelegeți, nu vreau să, și nici Domnul Iisus Hristos nu vrea să-i trimită înapoi. Observați că în textul acesta pe care l-am citit, Domnul Iisus îi invită pe oameni să-i devină ucenici, dar vrea să fie conștienți de faptul că sunt niște costuri pe care trebuie să le plătim. Costurile acestea sunt incomparabil mai mici față de bucuria, față de valoarea, față de frumusețea uceniciei, umblării împreună cu Iisus Hristos. Dar trebuie să fii conștient de faptul că în momentul în care pornești după Iisus Hristos sunt lucruri la care va trebui să renunți. În al doilea rând, aș vrea să înțelegem o altă lege a uceniciei, este cea a prioritizării. Noi trebuie să prioritizăm, adică să așezăm ucenicia la locul ei, să așezăm umblarea cu Domnul Iisus Hristos la locul ei. Altuia i-a zis, vino după mine. Doamne, i-a răspuns el, lasă-mă să mă duc întâi să îngrop pe tatăl meu. Dar Iisus i-a zis, lasă morții să-și îngroape morții și tu du-te de vestește împărăția lui Dumnezeu. Ucenicia, umblarea cu Iisus Hristos, împărăția lui Dumnezeu trebuie să fie locul întâi în viața noastră. Noi trebuie să dăm prioritate ideii, trăirii ca și ucenici în viețile noastre. Aș vrea să te întreb astăzi, pentru că ești ucenicul lui Iisus Hristos, pentru cei care spunem că suntem ucenicii lui Iisus Hristos, ce loc ocupă acest concept al uceniciei în viața ta? Cum ți se structurează viața pentru că ești ucenicul lui Iisus Hristos? Care sunt lucrurile pe care le-ai făcut astăzi, săptămâna care a trecut, pe care ți le-a poruncit, pe care le-ai înțeles de la învățătorul că trebuie să le faci? Și în felul acesta să pornești la drum după el. Este o istorie care îmi vine în minte, o istorie interesantă despre cel de-al 13-lea ucenic pe care l-a avut Iisus Hristos. Nu cred că este reală povestea aceasta, am auzit-o spusă de Richard Wurmbrand, dar este interesantă, în care povestea spune că Iisus a mai avut încă un ucenic, unul care a venit după el și a spus, vreau să fiu ucenicul tău. Și într-o zi Iisus Hristos l-a trimis pe acesta într-un sat să aducă niște pâine și niște apă de acolo. Însă în momentul în care a ajuns în satul acela, a venit o furtună și el a găzduit la o familie din sat și familia aceasta i-a spus, rămâi aici până mâine să treacă furtuna. Și el a rămas peste noapte acolo și familia aceea era o fată tare frumoasă de care el s-a îndrăgostit. Și apoi familia asta i-a zis, uite, furtuna încă nu s-a oprit, poți să rămâi mai departe și a rămas încă o săptămână pentru că a fost o furtună lungă, furtuna aceea. Și a trecut încă o săptămână și el a rămas acolo și apoi s-a îndrăgostit de fata asta și apoi s-a căsătorit cu ea și apoi a înșghebat o gospodărie și apoi... Și spune povestea că după multă vreme a venit Iisus Hristos să-și caute ucenicul. A bătut la poarta gospodăriei lui, a ieșit acest ucenic în prag și când l-a văzut pe Iisus Hristos l-a întrebat, cine ești străine și ce afacere am putea să facem împreună?
Imaginea aceasta este a ucenicului care își uită învățătorul, a omului care uită ce a fost chemat să facă, care sunt prioritățile. În această zi aș vrea să înțelegi faptul că ești ucenic, faptul că ești ucenicul lui Iisus Hristos, tu trebuie să urmezi niște norme, tu trebuie să îndeplinești niște sarcini pe care ți le-a lăsat învățătorul tău, să te duci și să faci ucenici, ucenici care fac ucenici, prioritizează, pune pe locul numărul 1 în viața ta faptul că ești ucenicul lui Iisus Hristos. Și apoi, ultimul exemplu pe care îl dă Domnul Iisus Hristos aici este legat de direcție și determinarea pe care trebuie să o ai. Cine pune mâna pe coarnele plugului, cine a pornit după Iisus Hristos, cine i-a spus lui Iisus Hristos, tu ești învățătorul meu, de la tine învăț. Nu trebuie să se mai uite înapoi. Trebuie să ai determinarea aceea, să ai voința aceea să te duci după învățătorul. Aș vrea să observăm cum Domnul Iisus Hristos îi spune unuia dintre cei trei, du-te și vestește, un ucenic al meu crede în mine, crede în împărăția mea și va vesti aceste valori, va vesti împărăția mea, va vesti mântuirea mea și altora. De aceea, în încheierea, în partea finală a acestei emisiuni, aș vrea să te întreb dacă ai făcut vreun ucenic. Dacă te-ai dus să spui cuiva despre Domnul Iisus Hristos. Și am pus aici câteva reguli simple după care sau prin care, pe care ai putea să le folosești ca să începi să faci ucenici, ca să te duci și să vorbești altora despre Dumnezeu, despre învățătorul nostru. Și pentru că am văzut de atâtea ori oameni care au încercat să vorbească despre Iisus Hristos, dar n-au știut cum să o facă. Am selectat aici 11 principii, dacă vreți, 11 reguli. Le-am preluat de la Timothy Keller, un gânditor, un creștin din Statele Unite. Primul lucru pe care îl spune el este că trebuie să, în primul și în primul rând, să te familiarizezi cu ceea ce cred ceilalți. De foarte multe ori ne grăbim să vrem să facem ucenici, să spunem cuiva despre Iisus Hristos și ajungem să le vorbim înainte să știm ce cred ei. Și cred că pentru a putea vesti Evanghelia, pentru a putea face ucenici într-un mod practic, ar trebui în primul rând să fii familiarizat cu ceea ce cred ei. Lasă-i pe cei din jurul tău să știe că ești creștin într-un mod natural, fără să-i forțezi. Poate că uneori apare o aroganță la noi în care noi spunem, a, noi suntem creștini, noi lasă-i pe cei din jurul tău să știe că tu ești creștin fără să o faci cu aroganță, cu eu sunt, lasă-i să vadă în viața ta că ești creștin. Întreabă-i pe cei din jurul despre credința lor și ascultă-i. Dacă ai un coleg, dacă ai un vecin, în procesul acesta de a-l face ucenicul lui Iisus Hristos, de a-l învăța despre Iisus Hristos, ar trebui să te gândești la o întâlnire cu el în care tu nu îi spui absolut nimic despre Iisus Hristos, îl întrebi despre ce crede el și îl asculți și te rogi în inima ta și te duci înaintea lui Dumnezeu după aceea să vezi cum ai putea să-i duci adevărul lui Iisus Hristos, adevărul învățătorului tău acestui om. Ascultă care sunt problemele lor și fii deschis să-i ajuți. Înainte de a te duce să spui Evanghelia, să spui cum poate să fie mântuit, fii deschis să asculți care sunt problemele, să stai, să asculți, să te rogi pentru ei. Împărtășește și tu problemele tale cu ceilalți. Du-te și spune-le celorlalți care sunt frământările tale. Nu poza într-un om care nu are nicio problemă, într-un om care nu se confruntă cu nicio nevoie, dimpotrivă. Eventual, spune-le cum te-a ajutat credința ta. Apoi poți să le oferi cărți să citească, poți să oferi o Biblie dacă este cazul, sau o altă carte care te-a ajutat pe tine și în felul acesta omul respectiv să devină familiarizat, să fie familiar cu o carte, cu niște idei despre credință.
spune mărturia ta. Apostolul Pavel, de exemplu, repetă de trei ori în Faptele Apostolilor, este prezentată de trei ori mărturia convertirii sale. Spune-le cum te-a mântuit pe tine Dumnezeu. Gândește-te la elementele importante din convertirea ta, din felul în care tu ai devenit un ucenic. Răspunde la obiecții și la întrebări. Cred că aici trebuie să fii pregătit. Cred că trebuie să stai, să vezi cum a procedat Iisus Hristos. Dacă citești Evangheliile, o să vezi de câte ori Iisus Hristos a fost ispitit cu întrebări, de câte ori Apostolul Pavel a știut să răspundă provocărilor, să-i abordeze pe cei din jurul lui în contexte care nu erau neapărat propice, nu erau cele mai bune pentru vestirea Evangheliei, dar erau pregătiți să răspundă întrebărilor. Invită la un eveniment sau la o întâlnire la tine acasă, oferă-te să citești Biblia cu ei și apoi eventual poți să ajungi să organizezi o întâlnire specială în care să-i prezinți pașii, să-i prezinți adevărurile, să ajungi să te cunoască, să te vadă, să înțeleagă ce înseamnă să fii un ucenic. Harul ieftin este păgubos. Din păcate, în multe biserici, în multe vieți, în multe situații, oamenii pretind că sunt ucenicii lui Iisus Hristos, dar sunt purtătorii unui har ieftin, unui har care nu transformă. Vă invităm să trăiți, să experimentați, să vă bucurați, să dați mai departe un har costisitor, adevăratul har al lui Iisus Hristos. Vă dorim să fiți niște oameni care vă uitați în jur și vă gândiți la felul în care să faceți ucenici și, urmărind aceste elemente pe care vi le-am prezentat, să faceți o listă cu 4-5 oameni pentru care să vă rugați și la care să vă gândiți că vă puteți duce și să-i faceți să ajungă ucenicii lui Iisus Hristos, să vă rugați pentru ei și apoi să le duceți adevărurile lui Iisus Hristos. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să fiți ucenici buni, să fiți ucenici care fac ucenici.